Informație de ultim moment în legătură cu dosarul loteriei române. Toți șefii loteriei române din perioada 2004-2015 vor fi audiați potrivit unor informații. Dana Belciuc vine cu detaliile. Dana, te rog. Așa este, ca să lămurească toată povestea din jurul loteriei române. Procurorii vor audia pe toți șefii loteriei române, așa cum ai spus și tu, din perioada 2004-2015, dar și angajați și foști angajați din Ministerul de Finanțe. Toți vor fi audiați în acest amplu dosar privind desfășurarea fără licență a jocurilor de noroc, în care am aflat cu toții că peste 6.200 de aparate au fost folosite în România fără să existe și fără să se plătească licențe pentru aceste aparate. Așa că, pentru a lămuri întreaga situație, procurorii vor să-i audieze pe toți cei care au semnat acte în legătură cu acest contract, printre care vor fi chemați la audieri și toți șefii loteriei române. Apropo de Au fost asta, deja... Dana, dacă îmi permiți, în legătură telefonică directă cu noi este doamna Liliana Mincă, fost director al companiei Loteria Română la un moment dat. Sărutmâna, doamnă, ați primit deja vreo invitație pentru audieri? Nu, n-am primit nicio invitație pentru audieri, mai mult decât atât. Deci, bună ziua, în primul rând. În al doilea rând, cred că sunt singurul director general, fost președinte de companie până în februarie 2009, din 2006, care răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră. Mai mult decât atât, trebuie să înțelegeți foarte clar că acest contract a fost semnat de Nicolae Cristea. Este un contract care a avut o valabilitate de 10 ani. Mai mult decât atât, acest contract a făcut obiectul controlului întreprins de către instituții ale statului. Știți foarte bine că unicul acționar de la loterie a fost și este Ministerul Finanțelor Publice, cel care autorizează și autoriza și licenția la momentul respectiv prin acea comisie de jocuri de noroc. Dar în Mai mult momentul în decât care atât, nu dumneavoastră există acest serviciu. ați fost director președinte la Compania Națională Loteria Română, aveați la îndemână vreun instrument prin care puteați denunța respectivul Nu, contract? era imposibil. Am încercat să denunțăm acel contract, ar fi însemnat să băgăm compania în faliment. S-a discutat în organul colectiv de conducere cu reprezentanții acționariatului, de fapt cu reprezentanții AGA din Ministerul Finanțelor, ori s-a convenit la momentul respectiv să renegociem anumite clauze contractuale atât cât se putea și atât cât doreau partenerii externi, pentru că știți foarte bine, s-a și discutat, pe mandatul meu am desecretizat acel contract, l-am trimis la DNA, întreg raportul ANAF a fost transmis la DNA cu adresă din partea mea, semnată de către mine. Cei care au semnat contractul au fost audiați la momentul respectiv, se discuta la momentul respectiv despre taxă de autorizare și pentru că organizatorii privați erau total nemulțumiți. Știți foarte bine că Da. evaziune fiscală se face la greu în domeniul jocurilor de noroc. Ori dacă s-a greșit la Loteria Română, s-a greșit prin acel contract semnat de Nicolae Deci, Cristea. în opinia dumneavoastră, doamna Mincă, principalul vinovat ar fi domnul Cristea pentru Normal, contractul ăsta. Nicolae Cristea, care a semnat acest contract, însă eu cred că trebuie să lăsăm instituțiile statului să vadă exact cine se face responsabil. Dacă într-adevăr sunt aparate de videoloterie sau slot mașini, pentru că aici este problema. Sigur, și știu că Nu sunt știu unele sub exact. sechestru. Vom vedea exact ce vor descoperi anchetatorii. Înțeleg că veți merge la audieri pentru că Nu asta sunt este. de fiecare dată, chiar i-am ajutat pe cei de la DNA. Ori de câte ori au avut întrebări de pus, nu doar pe o anumită speță, și chiar și pe altele. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, doamna Minca. Așadar, informația de ultim moment, toți foștii șefi ai Loteriei Române din perioada 2004-2015 vor fi chemați la audieri în perioada următoare în legătură cu acele probleme registrate în cadrul loteriei. Sunt acolo suspiciuni că s-au comis niște fraude de 100 de milioane de euro în total prin aparatele acelea slot machine sau păcănele, dacă vreți.